Abrió la vista 3 zile. Mai luat 3 puncte. Cu 6, 6 și cu 2 avem, gata, ieșim din zona, am ieșit din zona. Tu ca pe locul 10. În strategia noastră gândim ca de fiecare dată, fiecare săptămână să facem jocuri de tipul ăsta, jocuri de pregătire. Ideea în care să ținem în competiție, să dăm o competiție și celor care joacă mai puțin. Astfel că atunci când avem nevoie de ei, să noi considerăm că la momentul respectiv vor îndeplini mai bine sarcini. Și asta vom face mereu. Echipei, că sunt de divizia C, că sunt de divizia B, în funcție de cine vrea să participe la un joc de tipul ăsta cu echipa de divizia B. Atunci jucătorul nu e în echipa Târnăcop, Mingăveanu, Târnăcop este jucătorul care l-am legitimat așa pe ultima sută de noi, când era un jucător liber. Dar știm, un jucător de travale, un jucător de mijlocul terenului, de zonă centrală, de lateral. Gândesc că avem totuși acolo, suntem cât de cât descoperiți, având în vedere, starea și de competiția unora dintre jucătorilor din zona respectivă, cât și probleme de cantonașe sau ce potrivit cu cantonașe. Am gândit la el, cred că ne va ajuta. Pe urmă, problema lui Gângiuveanu este mai diferită, mai specială, așa. Mă gândesc că a fost mare talent care s-a pierdut așa în ultimii ani. Încercăm să-l recuperăm, având în vedere că v-am spus că este al Craiovei și vreau să fac un efort în sensul ăsta. Și eu și colegii mei de banca tehnică, să încercăm să-l redăm fotbalului. Acum depinde și de el, va fi mult de muncă, pentru că e în urmă mult cu pregătirea, dar v-am spus la calitățile care le are și care le-a arătat la un anumit timp. Deci, că e un jucător așa, un jucător de lot, de tineret, într-o anumită perioadă era unul dintre speranțele mari ale Craiovei. Una din speranțele mari ale Craiovei. Sunt convins că așa ne va lua timp. Mai veni și alți jucători? Nu știu, să vedem. Am mai avut astăzi așa un pont despre un anumit jucător, de mare calitate, nu, de o anumită calitate din asta tehnică deosebită, să vedem dacă putem să rezolvăm. Crezi că am întins subiectele acestea? Mă urmăresc să spunea fizic, din punct de vedere fizic? Fizic neapărat. Au fost antrenamente tehnico-tactice, antrenamente fizice. Ceea ce am gândit noi, am făcut programul. Ceea ce am gândit ca să ne ajute pentru viitor. Oricum este un program diferit, așa față de poate ce au fost eu obișnuit, dar trebuie să se adapteze și să meargă pe ceea ce trebuie. Asta este stilul de muncă al nostru și așa vom merge tot. Vedem. Din punctul ăsta de vedere, noi muncim și vedem, sperăm să vină și rezultate. Unii întâlniți de Lazio, o echipă pe care a dus-o în premieră în cupele europene. Ei, nu cred că a fost în premieră, nu a fost în cupele europene, dar la vremea respectivă a fost o echipă de la minus 6, luată de la minus 6 și e adusă în finala cupei. Am ajuns împreună, bineînțeles, împreună am făcut performanța asta, de a fi în finala cupei. Deci de aia e implicit în cupele europene. A fost o perioadă frumoasă și un oraș în care m-am simțit foarte bine și un an de zile așa, în cariera mea de antrenor, foarte frumos. N-am avut momente așa de plictiseală în zona respectivă. Apropo de Cupa României, ajunge și cu... Mai sperăm pe cele mai bune rezultate să facem aici, dar v-am spus deocamdată să ieșim din zona aia unde suntem acum, că ne dă frisoane foarte. Care din puși v-a dat atunci? Sunt niște puși buni. Vor face cu noi pregătire în continuare. Eu știu, mă gândesc la Cristea, Iuga, Nicolciuc,
persoană cu mane, jucători care cred că vor spune ceva în funcție și de depinși, dar vor sta în pregătire cu noi și în timp sigur va ieși ceva, dar că au calități, calități de tehnicitate, în regim de dinte, am văzut. Dar sigur, sunt micuți, sunt 97 născuți, sau 96, 95, sigur că au, din punct de vedere fizic, au niște probleme. Dar ușor, dacă stau cu noi, o să prindă și alimentație, și vitaminizare, și antrenamente. Sârbii mai vin? Nu, nu știu, că dată nu e greu să ne gândim la treaba asta. A fost prea pe viteză, nu poți să faci niște transferuri de tipul ăsta și financiar mare, așa, în maximă viteză, erau pe ultima sută de mări atunci, când îi vom urmări, că tot e un jucător interesant, jucătorul fundașul central numărul 6 de la Sârbi, și vom urmări în timp, să vedem care și că ne decidem. Greu de alcătuit echipa, că noi ați avut în pregătiri pe, eu știu, Curelea și cei plecați. Și cei care vin, o să vin cam târziu, din vineri o să avem la antrenament, vedem cum trebuie, nu știu, că sunt, că nu sunt ce avem la dispoziție, trebuie să trecem de meciul ăsta, trebuie să trecem pozitiv, așa, pentru că asta dă și o altfel de linie, altfel de mersare. Thank you.